Vă salut, oameni buni, și bine ați venit pe canalul Adevăruri Secrete. Astăzi, dragi prieteni, vreau să vă aduc în atenție un lucru despre care nimeni nu vorbește, și anume, de ce au trimis americanii doar 3.000 de trupe în România și Polonia, adică respectiv 2.000 de soldați în Polonia și 1.000 de soldați aproximativ în România. Înainte să începem, nu uita să dai un like la acest material, să-i dai un share dacă l-ai găsit interesant și desigur să te abonezi la canalul Adevăruri Secrete apăsând butonul roșu de subscribe și clopoțelul. Așadar, oameni buni, este pe buzele tuturor, au venit americanii în România. Dar trecând pe lângă ce ne prezintă mafia media din România și de peste hotare că au venit americanii, haideți să analizăm mai adânc această problemă. Din cauza crizei din Ucraina, Statele Unite au mobilizat trupe în aceste două țări NATO, de la granița cu Ucraina. Deci, cum spuneam mai devreme, au trimis 2.000 de soldați în Polonia și 1.000 de soldați în România. Ei bine, aceste trupe, dragi prieteni, se numesc trupe simbolice sau, dacă vreți să le spunem și altfel, trupe de sacrificiu. Și de ce spun asta? Pentru că, în contrast cu cei 3.000 de soldați americani, se estimează că Rusia are de jur împrejurul Ucrainei aproximativ 130.000 de soldați desfășurați și încă aproximativ 30.000 care au început exercițiile militare în Belarus începând de astăzi. Oameni buni, chiar dacă Statele Unite au ceva avantaj tehnic militar față de Rusia, numărul imens de trupe rusești ar copleși trupele americane dislocate de NATO în România și Polonia. Este foarte clar pentru toată lumea, nu trebuie să fii ceva analist militar ca să înțelegi acest lucru. Ei bine, dragi prieteni, aici apare o întrebare foarte interesantă de relații internaționale. De ce au ales Statele Unite să facă această mișcare și să trimită, parcă în glumă, 3.000 de soldați și nu mai mulți față de cei 130.000 de soldați ruși? Ei bine, dragi prieteni, răspunsul este cumva o capcană și este ceva ce Statele Unite au experimentat în Europa. Trebuie doar să ne uităm în trecut, la Războiul Rece, și să ne amintim ce s-a întâmplat în Berlin. Dacă ne întoarcem în istorie, oameni buni, vom vedea că și acolo Statele Unite aveau acest raport de trupe simbolice sau de sacrificiu, unde erau înconjurați de trupele sovietice peste tot. Și aici mă refer la Berlinul de Vest. În cazul unei invazii sovietice în Berlinul de Vest, aceste trupe aveau o singură misiune, aceea de a fi practic primele victime ale unui război care începe. Ei ar fi fost copleșiți numeric și flancați, dar scopul lor, dragi prieteni, nu era să câștige o luptă cu rușii, ci era acela de a descuraja războiul în general. Dacă Uniunea Sovietică ar fi invadat în acea perioadă Berlinul de Vest, soldații americani ar fi murit, neavând nicio șansă în fața zecilor de soldați ruși care înconjuraseră Berlinul. Iar în acel moment, lipsa, dragi prieteni, a unui răspuns politic din partea Statelor Unite ar fi fost imposibil și ar fi dus la o escaladare mult mai mare a conflictului, chiar ajungându-se la un război nuclear față de Uniunea Sovietică în acel moment. Ei bine, este practic aceeași poveste și astăzi, însă cu alte personaje. Dacă Rusia ar invada Ucraina și ar folosi-o apoi ca o treaptă de lansare pentru a împinge granițele rusești mai departe spre vest, soldații din Polonia și România nu ar avea, dragi prieteni, nicio șansă și cu siguranță vor fi uciși. Pentru ei nu este un rezultat prea grozav, dar lăsându-i să moară, dacă Rusia atacă, este practic ce se urmărește. Moartea lor ar cauza un răspuns iminent din partea Statelor Unite și un contingent militar american mult mai mare va fi mutat în Europa pentru a contrabalansa față de trupele rusești. Pentru că, desigur, Rusia este foarte conștientă că asta se va întâmpla în eventualitatea în care vor merge spre vest, rușii aleg pur și simplu să nu facă asta. Dacă vor invada sau nu Ucraina, însă, aceasta este o altă decizie, care stă în acest moment în aer și se poate întâmpla din moment în moment. Ca să înțelegem mai bine această situație cu trupele americane, să ne imaginăm un pic. Să presupunem că începe un război la scară largă între Est și Vest, adică între Rusia și NATO. Gândiți-vă cum ar putea arăta rezultatul așteptat al acestui război. Poate granița finală la care se va ajunge poate arăta cam așa. Practic, NATO va primi tot ce este în stânga liniei, iar Rusia va primi ce este în dreapta liniei. Este posibil de asemenea ca NATO să primească mai mult decât este această linie sau mai puțin. Și de asemenea, Rusia ar putea primi și ea mai mult peste această linie sau mai puțin.
Scopul acestei granițe imaginare este însă de a reprezenta rezultatul așteptat de cele două puteri, cântărind toate probabilitățile. Acestea fiind spuse, oameni buni, războiul nu este și nu va fi niciodată pe gratis. Oamenii vor muri, clădiri vor fi distruse și zone întregi vor putea fi devastate. Putem reprezenta vizual costul Rusiei pe care aceasta ar fi dispus să-l plătească în acest război cu această linie roșie. Valoarea teritoriului care este între linia roșie și cea albă reprezintă cât de mult se așteaptă Rusia să plătească pentru a purta un război. Putem face același lucru, oameni buni, și pentru NATO. Tot ce este între linia albă și cea albastră sunt pierderile pe care NATO este dispus să le plătească în eventualitatea unui conflict. Ceea ce este interesant este că tot ce este între linia albastră și linia roșie este un stabiliment care este preferat într-un război. Unul dintre cele mai importante lucruri în relațiile internaționale este că mereu ar trebui să fie acest gen de spațiu tampon între cele două linii. Și în loc să se gândească la care ar fi cel mai bun rezultat în cazul unui conflict, cei doi participanți se vor gândi cum să poată să-și creeze granițele mai bine între cele două linii, adică între cea roșie și albastră. Nu ar avea rost pentru Rusia să propună o graniță până la linia neagră ca ultimă ofertă, pentru că vestul, adică NATO, ar vedea linia albastră și tot ce e până la ea ca ceea ce ar putea primi dacă ar lupta, așa că nu ar accepta o propunere de acest gen din partea Rusiei. La fel, nu ar avea sens pentru NATO să propună această linie neagră ca ultimă ofertă pentru Rusia. Asta pentru că rușii vor considera că dacă vor lupta, vor primi tot ce este în dreapta până la linia roșie. Așadar, cele două puteri, dragi prieteni, se vor concentra pe ce este la mijloc, între linia roșie și cea albastră. NATO ar vrea să obțină o graniță cam așa, pentru că i-ar da Rusiei ceea ce se așteaptă să primească dacă ar lupta într-un război. Bineînțeles că Rusiei nu îi face plăcere această linie și ar vrea desigur ceva asemănător cu asta. Ca urmare, oameni buni, toate mișcările geopolitice viitoare se vor concretiza pentru a prinde cât mai mult între cele două linii, roșie și albastră, pentru fiecare parte, iar mișcările lor se vor face astfel încât să-și îndeplinească acest scop. Ei bine, aici apare recenta mobilizare de trupe americane. Să ne imaginăm că Rusia devine agresivă și trasează noua graniță cam așa. Ca să facă asta, vor trebui să treacă peste trupele americane din România și Polonia, fără de care este imposibil să facă asta. Însă pierderile americanilor vor genera un conflict mai mare și până la urmă pierderile vor fi mai mari și pentru ruși. Astfel că aceste trupe simbolice americane, 2000 de soldați în România și 2000 în Polonia, forțează Rusia să accepte o graniță imaginară care este favorabilă pentru NATO, pentru că nu au o alternativă mai bună în acest moment. Cam asta a fost pentru astăzi, dragi prieteni. Dacă v-a plăcut acest material, dați-i un like și distribuiți-l mai departe să fie cât mai mulți români informați de ce se poate întâmpla. De asemenea, dacă vreți să fiți la curent cu materialele care nu apar în media coruptă din România, apasă butonul de subscribe și clopoțelul. Până data viitoare, vizionează și alte materiale foarte interesante de pe canalul Adevăruri Secrete. Să ne auzim cu bine, dragi prieteni!